Andrei. Mulți ani Mulți trăiască, ani mulți trăiască, cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani, bebe să trăiască, la mulți ani! Ce să vă zic, vă mulțumesc frumos și pentru că e ziua mea, astăzi am și un cadou pentru voi. Aoleu! Ce bulangiu ești, bă, ce bulangiu ești, bă! Vă pup, vă mulțumesc! Nu-ți frec ole, practic. Nu, mă, să mergem să mă dau și un pic cu mașinile mele noi. Că le prezentăm și la băieți mașinile mele noi. Frumos! Da, mă joc ceva. Îl ești tu pe ăsta, mă? Da, am și range-ul. Și range-ul meu, dar care ești tu? Armageddon. Tu le-ai pe toate, mă, te știu pe tine, nebunule, mă gândeam că altcineva. Și le-ai luat și pe ăsta, a? Păi normal. Wow. Și mi-au și GLC-ul care l-are nea GG. Care GLC? Domnul, mai știți pe Ștefan ăla cu CNP-ul 4? Coborâți din mașină să veniți la mine la mașină. Hai că vin, hai, pune dedicația că vin. Vin așa cu mașina că mă cam grăbesc. Ce mașină aveți, da, bebe? Am luat mașina asta nouă, băiți. Tare rău! Hai, oi, pune că mă grăbesc. Acum! Te-ai suit în dreapta ca fetele. Hop! Da, am mulți ani, domnul bebe, pot să vin cu dumneavoastră? Nu, cam niște treabă, mersi frumos, te pup. Pot să urc cu tine? Băiți, salut din nou, băiți. Astăzi a fost ziua mea, gen. Și toată lumea mi-a cântat la mulți ani, nu știu ce, hau. Am aceste două mașini, băieți, care sunt noi pe server băgate, sunt ultimele mașini pe care pot fi. Și am primit aceste mașini, băieți. Este vorba de acest X6, care merge bine, rău de tot, gen. Și pe lângă asta am primit un E8 care, atenție mare, 8-ul știți clar, Andres, este cea mai rapidă mașină din de pe server, din oraș, cum s-ar zice. Și astăzi o să mergem cu acele M8 să-l tunăm și apoi o să-l chem pe Andrei la liniuțe să vedem dacă poți să-l bat sau nu. O să schimbăm și etrierii, o să punem etrierii, o să punem distanțieri, o să punem pălării din astea până când o să avem mașina mai rapidă decât Alonec. Am zis să vă arăt și mașina asta, băieți, pentru că e nouă băgată pe server și dacă te joci pe server și n-ai nicio mașină personală și vrei să-ți bagi o mașină, credeți-mă, asta e una dintre cele mai bune mașini pe care le puteți băga. Vrei să-ți bagi o mașină mișto, șmecher, asta e mașina pe care o poți băga, gen. Și știți de ce? Pentru că nu au mulți acum, au câteva persoane, e nouă, toată lumea și-o dorește, toată lumea o dorește, o poți vinde cu bani mulți pentru că mulți au personale, gen. Dar nu au, cum îi zice, nu au bani să-și bage acum persoanele, dar au personale mai vechi și imediat și-ar dori să facă schimb cu tine, înțelegi? Și... Eu zic că asta merită băgat acum, plus că dacă îți place, mie nu-mi place, e bolid, așa frumos, adică... E șmecher de tot. Dar e 8-ul ăla, este foarte slab. Asta e o mașină cu care poți să mergi pe un oraș liniști. Mergi pe un oraș, țaca-paca, la galaga, nu știu ce, nu te deranjează nimeni. În schimb, cu E8-ul ăla e cam greu să mergi pe un oraș, pentru că are niște curbe mai grele, așa, e niște curbe mai greu, la viteză mare mă refer, la viteză mică, merge, ok, uite ăla, vă, fuge semaforul, ești nebun. Și, dar aia, în schimb, 1, 2, 1, 2. Aole, ce face, domnul? De unde te duci, așa domnul? Așa se vorbește, domnul, cu polițistul. Îl urmăream pe domnul, că... Ce-a făcut? Căuta, nu știu. Pe
Păi și... fugi de mine, domne, am să-l lopesc. Vrei să-l prinzi în mașină, că te-ai dat lui și o să-l prind. Ah, mersi, fain. Ok, repede, dacă vrei să-l prindem. Dacă sunt cu poliția, sunt în urgență, am voie să fac din astea, nu? Da, da, da. Că da, da, da. Dar stă unde... Doamne, ar trebui intrat în pământ. Doamne, eu nu prea văd cu chestia mică în map. Urât, urât, dar nu, ce eu nu-l văd. Uite-l, mă, uite-l, mă, uite-l, mă, uite-l, mă. Unde, 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 în spate? A, uite-l, uite-l, uite-l. A fost în altul magazin, mă. Ia, trec, trec, trec. Opre... Ne plăc. Domnul, ce fac? Faci un pic, că nu merg mușchi. Domnul, mă auziți? De ce ați fugit de mine, domnul? Băi! Oricum, să aveți o zi... Aolo, te atacă! Da! Aolo, l-am omorât? Nu, doamna, vai de mine! M-am speriat, domnul! Vai de mine, domne, l-am omorât, domne, mamă, sânge pe ăsta, l-am omorât. Da. Hai de mine și de mine. Să smurt, că eu nu stau să-mi iau și o casca. Mai de capul meu. Vai de mine. Aole. Da, dar problema știți care e? Eu n-am telefon dumneavoastră. Da. Vrei să sunați mort? Da, domne. Hai că sunați mort. Păi stau bine aici în stradă, că mi-e frică să nu vină vreo mașină să mă ia. Bine, 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 nu! Aolo! Mamă, și v-am... Domnule, nici nu m-am apucat să zic, domnule, nici n-am apucat ce să zic și deja venea. Ce fac? Alo, domnul Smurd. Ce a fost aia? 112, ce urgență aveți, domnul? Veniți repede, domnul, că am dat cu mașina peste cineva din greșeală, sânge pe capotă, sânge pe jos, îi curge sânge. Aolo, din cap. Domnul. L-am lovit. Ajung cât de repede pot. Veniți, vă rog frumos, că își pierde conștiința, deja a murit, cred că. Aoleu. Bă, dar asta nu-i polițist? Asta nu-i. Păi și-o venit cu mașina de poliție. Ne vreau să liberați zona. A, e domnul Coribu. Nu, ăla-i domnul. Domnul, să ne omor domnul și alta nu. Oală, domnul. Mamă, domnule. I-am pierdut domnul controlul. Colegu. Da, am văzut că ai zburat chiar avion. Deci eu stăteam liniștit aici cu coșii și zic, băi, dar nu prea stau eu bine aici în stradă. Și n-am apucat să termin și deja se aude. Iau, iau, iau. Bine, că am oprit la timp. Nu? Da, da. Exact. O, a venit popa. Băi, am sunat la doctor și a venit popa, mă. Uite, are cruce pe spate. A murit? O venit doctorul, ia uite cu helicopterul. Uite, a venit cu helicopterul, domne. Cum va să vii cu helicopterul? Dacă i-am zis să vină rapid, că dacă nu moare. Dai, mă, drumul de aici. Și pe jos vine mai repede, sincer. A venit popa, dați-vă la o parte. Mamă. Acum mai spun la domnul doctor, domnul doctor. Bă, dar de ce nu actualizat aici al meu, domnul? Cine l-a accidentat pe eu, domnul. Domnul polițist a pus arma pe el. Bine, ăsta l-a împins pe domnul polițist și a vrut să fugă. Domnul polițist a pus arma pe el. Ăsta a luat-o la fugă și eu am vrut să plec și mi-a sărit în fața mașinii. Și un pic l-am atins și... Aolo, domnule, ce s-a întâmplat? Domnul doctor, veni mai repede popa decât dumneavoastră. Care popa? Da, să știți. Am ajuns și cu elicopterul am venit. Ăsta. Da, domnule, vei simți ce vine să mai repede pe jos de elicopterul. E gata, Hristoase Dumnezeule. Aoleu. Păi și acum care îl învie, popa sau doctorul? Amândoi, fac echipă. Unul. Ăsta e teamwork din ăla gen. Da, da, da. Popa îi dă cu vreș și ăsta... Îi dă bagă mana în el ceva. 500 de euro la mormântare, plâng să vii tu-n grob. Cine ești cu gâta, doamne, ia stăți așa să fac o poză. Mamă! Că nu m-am pus bine, bagă mea așa. Veșnica loc pomenire. Stai mă, că nu vezi că pomenire. Să liberați, domnule, că aici e... Stai, el e colegul meu, el e dască. Popa și cu medicul s-a picat. Cine-i domnul ăsta? Cine-i domnul? Cineva, cine nu știu, m-a ajutat să-l prind pe domnul. Dar o cam leșinat. Bă, dar v-a spus aici că... Dar nu vorbește domnul ăsta. Ba da, bă, are un pic de treabă. Ce ți-ai zis, mă, să te duci? Ce ți-ai zis, domnul Roz? Domnul Roz? Care-i Roz, domnule? Ești de altunist? Ai Roz. Exact, e domnul Roz ăsta. Ăsta, mor. Domnule, învață-ne, pa. Sunteți bine, domnul, că am ceva.
Am ceva de vorbit cu dumneavoastră. Luați-o înainte că vin și eu. Domnul doctor, vreau să vă spun că aveți servicii exemplare. Domnul, dumneavoastră ați fost aici dinainte, din partea a fost trimisul lui Dumnezeu și ați venit de repede. Mă duc. Domnul doctor, nu vreți să luați pe domnul Popă să faceți echipă? Ia uite, are crucea pe spate, arată. Are crucea pe spate. Îl faceți echipă dacă moare acolo, dacă nu măcar se roagă. Ai lumânări la tine. Dați-vă să circuleze, cum zic domnul pe polițist. Circulează. Și dacă aveți și dar, domnul polițist, că dați-vă să circuleze. Doamna mă, veniți puțin. Hai, circulează, okay? Circulează, domnul. Da. Vino. Domnul polițist, eu sunt foarte prietenos, dar unde mă tot chemați? Nu, lăsați-mă, am impresia că, domnul vrea să mă ia de aici. Dacă îți dau un bulan, lăsați-o, domnul. Nu, e bine, domnul, acolo. Grase, domne. Domnul, da. Cazul ăsta, mai vorbești cu alea două grase? Alea două grase de jos, domne? Cu astea. Uai, tu ești... Nu mă vorbesc cu ele, domne, nu între mie așa ceva. Eu sunt pe modul mai femeiesc, așa, îmi plac fetele. Ah, asta e foarte bine. Mă, să găsiți una. Nu am timp, domne, de așa ceva, că momentan sunt în poliție și timpul de o relație e cam așa. Sunteți polițiști din ăsta? Ce grad aveți? Sunt agent Gianni de la Poliția Vamala. Opa. Agent Gianni? Da. Mamă. Am ceva pe față. Domnul? Da. Mi se pare cunoscut, domnul. Mă, dar poliția n-ar trebui dacă îi face cineva ceva gen să, sau dacă îl înjură să fie calomnie, pentru că pe ăsta îl scuipa unul odată și nu zicea nimic, am. Pe mine? Pe tine, da. Te-o scuipat aici în fața secției și n-ai zis nimic. Da, domne, știu, da. Da, mă. Alea două grase de jos, nu? Ăsta te-o scuipat. Bună ziua, m-au auzit? Bună ziua. Am și o întrebare. Da. La secție. Poți să facă de aici asigurare pentru mașină sau te să mă duc în oraș? Domne, asigurarea e la... Haideți că am plecat, că și eu mă duc. Băi, hai cu mine, că te duc eu la asigurare. Mă duci? Mersi. Hai cu BMW-ul ăsta albastru. Ok, mersi. Acolo trebuia să ajung și eu, dar m-am luat cu... Ia uite-l pe ăsta, face flotor, domnul polițist. Domnul Johnny, poți să-l întrebi. Poți să oprești muzica, te rog? Cap. Călcat pe cap ăsta, bine după mine, să știi. Ce vrei să faci? Asigurări la mașină, nu? La motocicletă. Mă rog, ce autovehicul ăla. Stai să-mi pun în centru ăsta. Pune căbuții. Am pus-o. Uite aici se face asigurare, gen. Să ne băgăm un pic pe contrasens, facem un românească și aia. Uite aici. Oh, că și vreau să fac la un M8. Ah, mersi mult. Trebuie să aștepți vreo 10 minute până ți eliberează ăștia asigurare. Da, știu. Domnul, dai de permis? Da. O, să ai baftă, ia de aici, dacă ai curaj, dă-te jos la mine, hai. Hai, dă-te okay. Jos, mă! Bă, s-o da și-o! Aola, asta e fază de TikTok, băieți, jur, l-am dat jos din mașină și s-a resetat ăla, bă, trebuie să o ia de la început, bă. Aola, mare la băieți când vede, ăla când... Hai să-i mut mașina în pala mea de aici să nu las în stradă, bă, săracul de el, bă, l-am trolat rău de tot, bă. L-am trolat rău de tot, băieți. O, ce mașină frumoasă aveți, domnul. Mersi, domnule. Mamă, cum treci peste bumpurile astea, zici că ești Dr. Dre în piesa aia, Steel Dre sau cum se numește, cu Snoop Dogg-ul alea, așa-i. Bum, 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 așa face mașina. Da. Ia uite-l pe mâine, nu ce bagă. O, frumoasă mașină aveți. Da, băiți, ăsta e X6-le nou, băiți, merită să-l cumpărați și o să vă arăt și... Aolo, a venit ăsta, bă. Bă, ce faci, mă? Ești ok?
Da, da. Alo, da. Bre. Mamă, iar am dat peste asta, da. Bre. Da. E un copil acasă care spune că a venit cu un cadou pentru tine. Spune că ajung imediat, ok? Să mă aștepte acolo, că vine acolo. Hai, bine, bine, acum, hai. Hai, te pupa. Au zis, băi, să avem un cadou. Hai să mergem până acasă, să vedem despre ce cadou este vorba. Că vrea cineva să mă cunoască, că e un copil sau ce, și vrea să dea un cadou. Probabil că na, ieri a fost ziua mea. Episodul ăsta e filmat. Mă duc să dau un pic cu poliția, să vedem dacă... Dacă pot să dau cu ei, știi, un pic așa. Bă, ce i-ați făcut, mă, lui ăla, mă? L-am găsit leșinat, domnul, l-am găsit leșinat. Bă, ăla-i popa, mă. Popa? Bă, da. L-am găsit leșinat pe mijloc. Bă, da, voi ca și polițiști n-ar trebui să, dacă vă supără cineva, gen să îl băgați la pușcărie? Când v-a scuipat, când v-a scuipat ăla, când v-a scuipat ăla, de ce n-a zis nimic când v-a scuipat ăla? La, pe unde? Cine, domnul, eu nu eram, că m-a atâmpit șeful de acolo, bă. Fugi, bă, că mă atacă, bă! Dacă te atac eu acum. Ce-mi plac polițiști. Bă, hai să mergem la casă, bă, cum așteaptă copilul ăla și eu stau de palei vernic pe aici cu polițiști. Șasele ăsta, băieții, și mecherul. Am vrut să văd dacă vor să dea urmărire cu mine. Să vă arăt așa cum merge X6-ul ăsta, gen. Netunat. Și pe ăsta o să mergem să-l tunăm într-o zi. Sau poate chiar episodul ăsta, dar hai să mergem până acasă, să vedem ce se întâmplă. Revenim de la casă. Am zis să... Am zis să nu vă mai țin pe voi până ajungem acasă. Mamă, dar derapează, mă, frate, e mă. Să mergi la casă, băieți, că v-am zis că mă caută cineva aici la casă, mă, ce de mașină. Tăgeți, măi, că vă spar capul. Doamne, bă, greu să... Ia, tați... Ia, știi că a venit șeful, gata. Da, mă, ce s-a întâmplat? Copilul, nu știu. Bună seara, domnul Bebe. Hai, salut. Am adus o mică atenție din partea mea și a lui domnul. Cine-i domnul? Am auzit că este ziua dumneavoastră. Sigur că da, mulțumesc. Duceți-vă în bărbagaj și luați-le de acolo, vă rog eu frumos. Dați acolo, pe clică. La ce? La range-ul ăsta? Nu, 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 la cameră ăsta. Oh, aveți din ăsta de bogătan, gen. Păi da. 60 de milioane, șorul. Ce are, ui, ui, ce păi și ce să iau de aici? Tot. Păi... Tot, nu contează, tot. Dacă vreți, dați la băieții de aici, nu mă interesează. O mică atenție. Vreau eu, bre. De ziua dumneavoastră. Da, nu, bă, e cadoul lui, lăsăm, bre. Corect. Ah, cadoul se păstrează. Mai trebuia să Peți. Fie mai mult, dar... Dați-vă de lângă mașină, băi. S-au dus foarte tare. N-aude. Rozaliule. Am adus. Dă-te de lângă mașină. Cadou din partea... Nu, bre, tu ăsta micu, tu te acolo sau cu mașina, nu știu. Păi da, băi, dar restul nu știu ce să iau, gen. Nu știu ce să iau. Am luat banii, am murdar, să știi. Ia și armele. Păi armele, ce le să fac aici, eu cu ele, păi, faza e că și noi avem armele astea la casă, gen, de asta zic. Da, da, dați la băieții, oficial, dacă doriți, că ăștia nu prea au arme. Păi dă-le lor acces să-și ia fiecare de aici, dacă da, te-ai. Da, da, haideți, mă, fiecare, da, câte o armă, bă, câte o armă, fiecare. Ia, dă-ncoa. Ce-mi place, ia mie. Uite, bre, uite, stau de aici. Ia, lăsați pe domnul cu șapcă. Cine a dat acum? Dacă dau eu acum. Eu am dat neoficială. Păi sunt arme pe care le avem la casă, geala asta, peric, ce n-ai băi vrei să iei de acolo? Dai bre, că poate îi găsesc altceva. Eu un pat, mă, uite aia. Mama, a venit băiatul cu turnul. Aia, e foarte frumos. Gata, am luat. Am luat ori armă. Stai și-a. Are un bloc de la mine. Ce-o să parchezi și-o BMW-ul? Bă... Ce dai bre aici, bă? Să parcăm BMW-ul, băiți. Dar trebuie să-l ducem și la... Trebuie să-l ducem și la ăsta, mă, ia să vrem. Mi-a ieșit M8-ul. M8-ul era parcă jos aici, să vedeți. Brem! Da. Nu faci și mie cadou o mașină de ziua ta. Ba da. Am o mașină, dar... Cum să zic eu ție? Cam dă apă pe țeavă. Dă cu ahibul, nu știu aia. Eu. Nu aia. Asta-ți o dă, mă, asta-ți o dă.
Mai dă din când în când apă, păi dacă bagi mult la manivelă, dă apă. Ai zis apă, bă, eu am crezut că e vreo una cu probleme la motor, cu astea, dă pe evacuare afară. Nu, asta dă numai când ajunge la turbă injecție. Păi aia e că mie nu trebuie cu turbă injecție, că de-alea, nu-mi place mie. Vrei să fie aspirată? Aspirată. Da, aspirată, rola, blind, abri. Ce? Transpirată? Mersi pentru tot, domnul, mulțumesc foarte frumos. Poți să-l bagi în buzunar. Ce bun e. Că mi-au cântat băieții mai devreme. Erau toți băieții aici cu tortul. Să vă dea Doamne tot ce dori. Da, mulțumesc frumos, domnul. Cum te cheamă pe tine ăsta mic? Emile Rareș. Rareș, mulțumesc frumos. Și domnul cu care ai venit, tu cum îl cheamă? Mr. Johnny, suntem lider. Eu și el e co-lider. Dar de ce familie sunteți? M6, eu lider. M6, mafia. Păi da. La jocuri din alea sunteți băgați? Încă nu, căutăm oameni sunteți, am înțeles, sunteți mai noi așa. Da, noi nu asta s-a schimbat de multe ori, de asta zic, s-au tot da, schimbat. Da, știu, de multe ori. Poate faceți voi ceva frumos dacă sunteți serioși. Păi, ideea e că eu din ce am văzut, trebuie doar să fiți voi în oraș, să fiți și să căutați da. Și oameni pe lângă voi care să da. Se ocupe, gen. Că eu știu pe păi, Bădescu care are balasul. Sau OTF-ul, nu știu cum îi zice exact. Nu mai e în balas. Nu mai e în OTF, e în balas acum. Păi da, mă rog, e aceeași e de la început da. Până acum, doar că și-a mai schimbat numele de... Aia zic, vreau da. Să zic că el nu se ocupă foarte mult, dar găsi niște oameni care se ocupă, intră care pe aici, face, gen și aici înainte, gen. Acum, uite, astăzi am avut din ăsta cu ei, ne-au bătut. V-a bătut? Da, da, exact. Eu n-am fost, că nu mai mă duc de mult, gen, că mă enervez tare, dar... Da, știu. Dacă vă țineți de treabă, de ce să nu se poate? Sigur că se poate. Păi da. Păi, ce să spunem? Să... Mulțumesc pentru bani. O să-i pun păi acolo da. În cufăr și o să împărțim cu băieții. Da. Vă mulțumesc păi, frumos și vă doresc o seară minunată. La fel. Și dumneavoastră la fel. Vă salut, papa. La mulți ani, Nicolae. Mulțumesc. Hai să băgăm banii la cufăr. Băi, zi-mi mai știu câți bani sunt aici. Dăm un joafaj. Băi, nu știu, să vedem. Da, ok. 3. Încă o dată, la mulți ani, bebe. Uitani, câte ești căpaci? Păi te-a întrebat, George, că câte ani faci, băi? Poftim? Câte ani faci? 18. Mamă, ce tânăr! Poftim? Deci te de permis. Da, da, da. Face buletin la doua oară. Dau de permis, dau de... Vrei să mai știi tu două lumbre să mergem amândoi? Mă duc, că vreau să am niște treabă. Băieți, vedeți păi, că... Seara asta? Păi nu știu, să vedem ce zic băieții, ok? Băi, ia-mă și pe mine. Care urcă pe la noi. La bomba, gata. Dă-i brei. Vreau ca această mașină să fie tonată. De 6 de kg, e mai șmecher ca ceva. Facem roz, din ce știu ăstea nu merg pe aia gen, da, exact cum credeam eu, nu... Spoilerul e șmecher. Ce nu merg pe aia? Să spui chestii pe aia. Aaa, ți-a pe mine. Păi, tu mori. Ia vezi, da. Ia vezi? E altceva, e total... Alt BMW. Parcă acum nu mai e M. Unde mă cover? O red vreos. Asta e green orange, aici era red-ul mă. Aici. Unde mă red-ul mă? Ia vezi ce interior are. Usături cu ale. Figuri. Cu tabletă în spate. Ai tabletă în spate, mă? Green, mă, unde-i frate red-ul, frate, ca să mă dacă îl găsesc, uite-o. Candy red, bun. Ăla, a, stai. Ce față ai, Georgica? Georgica? Vezi ce faci, băi, acolo? De. Poate se trezește Georgica. Mamă. Nimic am să vede aici. Păi asta e ideea. Bă, dar nu e niciun mecanic aici, mă, să ne puneți și nouă mașina. Stai că sunt eu acum. Vrei să sun? Sună. Hai că sun. Bă, da frumos ești. Nu, bre, tu ești frumos. Nu ne
Bine, bebe e frumos. Ce ai mă de noi așa ești, Andy? Domnul. Deci am așa. M-a auzit domnul? Domnule Cani. Că urgență, că dacă am așa aici la e urgență, în primul rând e urgență. La studio aici am dă o mașină de tunat și mai am unul de ăsta plecat asta cu capul pe ăla lui Georgica. Dacă puteți să-l ajutați. Aolo, Georgica, așa e? Haideți să repede la studio aici la mecanici. Georgica? Vă aștept. S-a căzut în poală, mă? Nu. Cum nu dacă era cu așa cu harta? Nu, nu, e viața mea. Aolo. Iaolo, vrea eu zic să-i lăsăm singur. Georgica, și faci tu ceva cu ăsta. Hai de cap, doamne. Ia uite, îl am aici. Ia uite, Georgica, ce ți-o pregătit. Bă, Georgica, auzi? Bă, Georgica, dar e și ziua ta, mă? Da, mă, că zic ceva, nu fac nimic. Georgica, bă! Uite, dă-i-l, dă-i-l pe la spate. Chica, mă, ce puteți? Georgica, iau tu, că acum cât e pe jos. Dă-i, mă, dă-i, dă-i. Marge, stai așa, că ține de ușă, dă-i-o, dă-i-o, dă-i-o. A scăpat. A, tu-i muma lui. Bă, nu știi să-i dai, mă, nu ești bun de nimic. Uite-l, uite-l, ține de ușă. Fuge, Georgica, fugi. Dă-i după el, dă-i. Marge, mai fătești tu că te împiedici, Georgica, să nu zic că vrei să stai. Băi, du-te, du-te repede, că acolo e fundătură, du-te, mă, după el. Du-te că e fundătură, iată că eu bag eu. Fugi, Georgica, că Gianni negru. Stai, stai, mă, pălă, că ți-l dau eu dacă e, vină cu-a. Bă, băiți, mă, nebune aici, băiți. Băiți, așteptam mecanicul să vină să tunăm mașina. După care o să luăm 8-o, dar între timp vreau să vă anunț că există... Nu e prea, nu-mi place, nu e spălat. Stai și o secundă. Există pe Discord-ul de la Haos și o să vă arăt acum exact. Există un giveaway. Hai să vedem... De fapt, nu e un giveaway, este un concurs, băieți, în care puteți să câștigați. Hai să vedem, că nici eu nu știu exact foarte detalii, dar le luăm un pe un. Avem așa, un concurs în care se poate câștiga... Uite așa, de la Sleeping, adică cred că e Denis, da, Denis. Denis Sache, bună dimineața, haosaților. După cum v-am promis, începe un nou concurs, varianta TikTok. De data aceasta, primul cel mai mare va fi un Xbox One. Ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a intra în extragerea de Xbox? Să aveți minim 30 de ore jucate pe server Haos, să nu aveți bani pe niciun dintre serverele oficiale Haos Ro, minim 2 videoclipuri pe TikTok în care să aveți următoarele taguri FIP, Haos Ro, 5M, 5M România, Haos, 5M Roleplay. Deci astea sunt tagurile pe care le trebuie să le ai cu un video de pe server, gen. Adică, nu cred că așa ar fi mișto, să ai două videouri de pe server. Să adaugi la story, să adaugi la story-ul vostru postarea de pe Instagram de mai jos. Adică asta, gen. Hai să o vedem. Asta de aici trebuie să o adaugi la story, cumva. Nu știu exact cum se face. Cred că așa dai pe aici și cumva... Da, nu mă pricep exact. Hai să dăm și noi inimer aici. Și vă scrieți în concursul așa. În linkul de mai jos puteți lăsa linkul la video. Ah, ok. Și aici ați lași linkul de la videoclip. Și nu s-a înscris decât o singură persoană s-a înscris, băieți. Ia să vedem pe Iunes ce a pus aici pe TikTok. Dați-vă la o parte că vine nepotul și nu să știi. Mamă, cum o trecută la băieți, și hai să vedem și pe cealaltă. Cred că e tot cu nepotul. Nu știu la ce mă gândesc, dar mă gândesc la... Na, na, na. Mai tare. Trag de volan. Ai, ce tare e asta, bravo. Vedeți, lucruri de genul ăsta se pun pe ăsta și puteți să vă înscrieți aici la giveaway, gen, foarte simplu. De fapt, nu e un giveaway, e un concurs, gen. Și ce vă recomand eu să faceți? Ce vă recomand eu să faceți, băieți? Să... Ia stai un pic să deschid eu ăsta aici, așa. Să intrați pe TikTok, filmați două clipuri de pe server și pur și simplu participați. Este un Xbox One pe care merită să-l câștigați, adică nu pierdeți nimic. Adică e foarte simplu tot ce trebuie să faceți. Ia cum o sună Gigi. Momentan, abonatul Vodafone nu poate fi contactat. Vă rugăm, reveniți. Schimbă cartea.
It's not answer for the moment. Please try again later. What the fuck? Cine te-a sunat, vrei? Gigi. Bă, încă m-auzi, bă, n-am închis, bă. Bă, am închis, mă? Ați închis? Da, primera trece. Cred că ai pus la telefon îmbătunat. Ia vezi, brei, ia-l și pe ăsta acasă. Bă, veni, mă, mecanicul, mă. Brei. Vine acum, deci că îl văd pe zi pis. Vine acum, vine acum. Ok. Ia vezi, Brenia, bebe. Ăsta nu-ți place? BMW-ul ăsta? Da. Mai știu. Mai ușor, dar vezi că am i8 ăla nou. 1000 prinde, ești nebun? 1000 de kilometri la oră. Care e i8 nou? M8. Dar vindeți pula. M8. Nu. Bă, păi și ăsta, nea bebe, se duce în 600. Păi 600, una e 600, una e 1000. Eu aveam C8-ul ăla, eu aveam C8-ul ăla cu curvete. Uite-l pe domn mecanic. Care se duce la 900, gen. La X5 ăsta. Dar M8-ul face. Dar puțin că nu am văzut fac C8. Unde se duce în 1200? Se duce în 1200 distanțele 5x5. 5x5 zici tu? Da. Uite-l să produce. Pe ce ai dat C8-ul? 5x3. Eu nu l-am dat pe nimic, l-am încă. Dar zic că era cea mai rapidă mașină din oraș. Până să apare M8-ul. Ori 5x5, ori 5x3. 5x5, 5x3. Dar e fain M8-ul ăla nou. Ăla nou e fain. Pă, ăla l-am. Ăla se duce într-o 1000, 1000 și ceva. Ăla ești pe ăla? Da. Mă, mă-l vinzi? Nu, nu, nu pot să vând niciuna, că sunt primite așa pe... Am ochi albaștri. Iată, înțeleg. Ce nu le vând, ce le țin așa, mai mă dau cu ele, mai nu știu ce mai... Ăla știu, gen, dar nu știu instanțele pentru el. Domnul, vezi că la ăsta sunt 2x3. 2x3 la asta. 2x3? La X6? Da. Și da, cât, în cât se duce? L-a avut un băiat, prindea 680. Păi fac, dar trebuie să-mi dați bani să cumpăr piese. Da, domnul, cât trebuie să vă dau? Vă dau tot ce vreți. 30 de milioane, că mașina asta știu că e de aia personală. Nu, 30, așa, 30. Mamă, 30. Frate. Bun. Păi da. Ești ciubuc, nu-ți dau, gata, ți-am băgat. Da, da. 30 de milioane, alții și-au casă cu 30 de milioane. Vrei tu ciubucul? Ia, că ăsta era și pentru el ciubuc. La, nu, lasă. Cât ai zis că e asta? 3 cu 2 sau 2 cu 3? 2 cu 3 la aia. 2 cu 3, gata, am ținut minte. Dacă vrei, ți-le pune după ce se face tuning. Dacă mai stai aici, perfect. Trebuie să mă pune Gigi să vedem ce face. Aici jantiare sunt originale, bre, sau? Originale. Originale, domnul. Hai zic. Stai calm, că-s fake-uri. Sunt de la domnul, cele mai originale. Nu vreau să-i răspundă. Germania nu vedeți. Da, liniște că mi-a mai pus unul jante, a zis că sunt șmeichere, că alea, că... Pune. Bă, uite mă, M8-ul ăsta ziceam. Ce cu el? Ăsta e ăla vechi. Auzi Gigi, da. Ci că uite băiatul se pricepe cu distanțierele. Ci că la C8 ăla prinde 1200. Dacă îi pui 5x5 sau 5x4, nu? 5x3. 5x5 sau 5x3. 5x5 sau 5x3. Da, zic să încerci prima dată 5x3. Zici că ai cea mai sigură? Ăsta e M2 cea mai sigură, nu? Da. Da, dar ăsta nu merge așa tare, gen ca... Păi de 620, 680. Păi nu, eu vreau M8-ul ăla gen pentru faptul că se duce mult, gen să fac, noi se avem o chestie, să facem mereu liniuțe între noi pe podul ăla de la Caio. Ăla da, se duce. Și, na, mereu am zis să am cea mai rapidă mașină, asta, nu știu. Ăla prinde că C8-ul. Păi, faza e că eu de-asta nu cred că poate să-l bată C8-ul, pentru că nu știu dacă, adică, sigur, știi, C8-ul ăla la început pleacă, bă, și n-abia merge, bum, bum. El abia când prinde vreo 480 spre 500, abia atunci îi dă tare, atunci gen până la 5x3. 5x3 la el. Uite, o să-i pun să văd. 5x5 pleacă mai greu, dar și când se duce, se duce. Auzi, dar cu cotețul ăsta de X6 ce e? Aolo. Ăsta nou? Eu zic să fugi. Știi ce am făcut acum? M-am scrâmat la Mercedes. Bă! Când te trezit era 3 dimineața? Trebuie să zic una nouă, bă. Fugeau unul cu ăsta mână după Georgica pe aici să-l... Zi Georgica! Omul e adevărat. La un moment dat am vrut și eu, dacă n-am văzut că e nespălat. Cine e nespălat al tău? Ce ai vrut și tu, Eric, sau ce? Da, fugea și el după ăla, hai dă-mi și mie.
Unghiul amoros. Asta e ca aia, gen, când îi zicea unul, bă, s-o fă pe măta, știi? Dar aia de lângă el, că, bă, ești bulangiu. Gen, că, exact, dar ăsta spunea, gen, băi, nemu, s-o fă și pe măta atunci. Cum ar veni că, na, merge la toată lumea. Zii tu, Eric, dacă nu. A? Da, bre, da, ce e, așa e, da. Ce dracu, poze cu Andrei la piept? Adică, nu. Că le-ai lanț, 30 de milioane. Ce trecui mai emoția, zici că eu la Lion King. Și că e ceva urd de ala. Eu... Păi eu venit, ai știi prea e prin 6ix9ine ăla. Corele, da, aia, zici că... Face el tumbi pe scenă. Vă știi? O dată, da. L-ai furat de la el. A fost la concert acolo și l-a aruncat. Ce l-ai furat? Și l-am luat. Că s-ai aruncat, te l-ai furat. Gata, domnul mașină, bă, 30 de milioane costă la X6-ul ăsta, mă. Nu știu, Tom, așa mult? Ferește, da. 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 La 8, știi de distanțieri la 8? Hai punem tot distanțierile pe aia, te rog. 7 cu 5. Am pus de la piese de aia, de la BMW original. 7 ce? 7 distanțiere și 5 chambere. Ok. Bă, eu vreau să încerc C8-ul. Prima dată. Băi, dar la M8-ul ăla știi cumva la ăsta nou, nu știi? Nu, că nu l-am avut. Auzi. Îi facem așa. Și tu ai M8, mă, nebunule. Da. M-am uitat din curiozitate la BMW-ul ăsta pe car vertical și am văzut că e bușit din Germania. Bă, vezi că e cadou de la prima. Vrei să-l sun să-i zic ce mi-ai zis aici? Cum te cheamă pe tine? Bine că nu a auzit. Bine că nu a auzit de ce am vorbit până acum de coteț. Gata, domnul bebe, spuse. Alo. Salut, domn primar. Este aici un mecanic, dar nu știu exact cum. Băi, cum te cheamă, mă? Care zice că mi-ai dat mașina. Du-te, mă, vezi, du-te, adu-l încoace, repede. Fuge. Ce l-am păcălit, nu vorbeam, mă prefăceam. Domnul, mersi frumos. Deci 5-3 la C8, că ăla mă interesează cel mai mult. 5-3. Și la I7, ce trebuie cu el, mă? I8-ul ăla? I8. 7-5. 7-5, așa, bun. Hai. Spune-le, sunt sigure. Mulțumesc frumos, mă duc să dau o tură cu asta. Auzi, bre, că-i zice Robi Roberto. Da, gândi. Deci SB actualul. Opa, cum merge mai bine, dar cum e, cum ai ieșit una. Uuu, ce trage, ești nebun. Mamă, ce navigație am în spate, ești nebun. Auzi și să... Sună fain. Cât are, frate, că nu văd. Mamă, zici că e BMW. Cât are? 400 aproape. 380. Hai să mergem la asta să vedem. Hai să vedem acum încât se duce mașinuța asta mea. Abia aștept să not. Bă, dar n-ar trebui să vă dați jos din ea? Hai bine, da. Ia dați-vă să vedem. Mă întorc înapoi și vă zic. George, că dă-te jos, mă. Amuli, dă-te jos. Amuli. Ce amuli? Hai să vedem, băiți. X6-le, băiți. Ce-a zis, n-am știut exact, nu mai zic minte exact ce-a zis care sunt astea, dar vedeți că aici prinde mai puțin decât prinde pe autostradă. Pe autostradă prinde mult mai mult, pentru că sunt hopurile alea și mașina se duce mult, gen. Asta e maxim, băiță, mai mult de atâta nu se duce. 420, băiță, asta e tot ce poate să această mașină aici. Dacă aici se duce 400, să știți că pe centură, pe autostradă, pe astea se duce 600 minim, se duce, ok? 500 minim. De la hopurile alea mașina prinde mai mult decât aici. Aici e mașina curat, cât prinde curat. Pentru că e drept, nu sunt hopuri, nu ajută nimic, nu e pantă, nu e deal, nu e nimic. Toți cei care se intre pe stația noastră. O să mă duc în episodul următor, adică mâine dimineață o să tunăm M8-ul. Și o să vedem care e treaba cu el. Nu uitați de concurs ăla, băieți, cu... Bă, unde e Gigi? Ți-o zis la jocuri din ala? Nu, eu i-am zis că a vrut niște apă, uite-l în spate. A vrut niște apă și i-am spus că n-am. Ce și... prinde coteț? Bă... mamă, frate, stai că nu mai știu. 420, cred, sau 520? Cred că 420, parcă. Să prinde repede, trebuie. Ia, lasă-o ușor, s-a auzit turbina aia. Hai, bre. Fii atent, scoate ăla. Hai să-i iei conduc eu. Turnat sau?
nu e tunat. Păi de ce n-ai fost odată atunci? Băieți, cam hai. Asta a fost episodul, băieți. Scoate-l și pe ăla, scoate-l și pe ălalt. Pe care? X, nu X6-le, cum ălalt? G8-ul. Păi ce vrei să facem? Stai așa o secundă, stai așa. Băieți, cam ăsta a fost episodul, dacă v-a plăcut, apăsați butonașul de like. Chirgică, vrei să-ți dau un ambar, bă. Ne auzim mâine dimineața la un nou episod, nu uitați de concursul cu Xbox One, organizat de Haos, de serverul și de comunitatea Haos România. Vă așteptăm pe toți pe server aici. Vă aștept și la noi în Mafia, puteți să face aplicații pe Discord pentru a intra în Mafia Curcubeu. Vă pup pe toți și ne auzim. Pa! Cine? Nu dă like și subscribe! Mă ce nebun e Rick ăsta, bă.